Pacea Domnului Isus. Am ajuns încă o dată la concluzia că cuvântul lui Dumnezeu este inepuizabil nu numai în frumusețe, dar și în lecțiile adânci pe care ni le oferă fiecăruia. Vă voi invita în luna aceasta, în luna noiembrie, să bugetăm asupra lecțiilor profetice pe care le vom descoperi în Vechiul Testament, lecții profetice pe care le primesc regii poporului Israel, sunt atât de importante încât ele sunt primite aceste lecții sau sunt oferite regilor. Este vorba de un soi de educație regală pe care Dumnezeu o dă pentru ca să convingă poporul lui Dumnezeu pe noi că aceste, legi, aceste lecții, de fapt, sunt extrem de necesare pentru noi. Toate aceste situații le cunoaștem. Vechiul testament este un soi de carte de povestiri frumoase, Pe care o citim și o recitim. Și care ne-a obișnuit până la urmă cu frumusețea ei, dar care are o aplicație și o legătură dramatică cu, vis, cu, cu zilele noastre pe care le trăim. Nu cred că există ceva de mai mare actualitate decât aceste le lecții pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu atunci, pentru acum. Deci, bine ați venit la aceste lecții. Haideți să luptăm împreună, să desfacem firul în patru. Haideți să vedem ce a vrut Dumnezeu să ne învețe și haideți să vedem cum ar vrea Dumnezeu să ne transforme viața. În seara asta, aș dori să avem un soi de introducere, introducere care ar putea, putea purta titlul acesta Abandonul credinței profetice. Nu voi justifica deocamdată titlul, îl voi justifica puțin mai târziu. Aș vrea să vă invit să citim din Sfânta Scriptură un paragraf și după ce îl vom citi, vă voi solicita, vă voi provoca să-mi spuneți ce vă uimește, ce vă șochează în pasajul acesta. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 2 Cronici 13. Deci, 2 Cronici, capitolul 13. De la versetul 10 mai departe. Așa, ca să vedem despre ce este vorba. Abia împăratul lui Iuda, este în război cu Ieroboam, împăratul lui Israel. În timp ce oștile stau față în față, împăratul lui Iuda iese în fața oștilor lui Israel, care erau de dor mai numeroase decât oștile lui Iuda, și face o declarație de credință. Deci, abia face o declarație de credință. Aș vrea să observați declarația asta de credință și încă o dată să-mi spuneți dumneavoastră ce vă șochează în această declarație. Um. După ce la versetul 8 le spune celor din Israel, Voi l-ați părăsit pe Domnul, aveți cu voi viței de aur pe care i-a făcut Ieroboam După ce le spune că ați îndepărtat pe preoții Domnului, lui Aron, pe leviți V-ați făcut preoți pe voi Oricine venea cu un vițel și șapte berbeci să era sfințit și devenea preot a celui ce nu este Dumnezeu și când începe cu asta sau când termină cu asta, împăratul Abia continuă și spune că despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru. Noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fiul lui Aron. Leviții stau și se împlinesc slujbele. Urmăriți, vă rog, Argumentele pe care le dă Abia, și să-mi spuneți dacă aceste argumente fac parte dintr-o declarație de credință. Versetul 11. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arderi de tot Domnului. Ardem tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată și aprindem în fiecare seară sfejnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru, dar voi l-ați părăsit. Versetul 12. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi, în frunta noastră. Avem și trâmbițele răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră copiii ai lui Israel. Nu faceți război împotriva Domnului Dumnezeului părinților voștri, căci nu veți avea nicio izbândă. Punct. Și acum să-mi spuneți ce observați în această declarație de credință? Sunteți de acord? Aveți vreo reținere? Când citiți aceste versete, vi se pare că este o declarație de credință autentică? Vi se pare că nu? Este autentică? Vă rog frumos, așa, fără să se filmeze în sală, nimeni nu știe. Dar așa, pentru noi, câți dintre dumneavoastră credeți că este o declarație de credință autentică? Vă rog, ridicați mâna. Mulțumesc, așa ușor. Bun. Câți credeți că nu este o declarație de credință autentică? Da, vă mulțumesc. De aici încolo ar trebui să începem să cântărim lucrurile. Pentru mine a fost un șoc ceea ce este aici. Ce distanță enormă între această declarație și psalmul 18 cu 1. Vreți să deschideți? Psalmul 18 cu versetul 1. Zice, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă, întăritura mea, eu strig, lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Ce părere aveți? Seamănă? Nu seamănă. Apropo, cine scrie psalmul 18? David. Cine este Abia? Împăratul Israel, dar în raport cu David. Este un fel de nepot, adică este cam așa, este David, este Roboam și este Abia. Cam așa, cam nepot. Mulțumesc și Solomon, sigur. Deci, cam aici, cam aici suntem, destul de aproape. David spune, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. David spune, lăudați să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Să nu uităm că în 2 Cronici, capitolul 13, Abia este în război. Ca și David. David în psalmul 18 spune, eu spun, lăudați să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Abia spune, noi avem trâmbițele răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră. Cum vi se pare? care e diferența? Chiar vreau să faceți dumneavoastră această diferență. Cum vi se pare David? Cum vi se pare Abia? Mă ajutați în relația cu Dumnezeu. Haideți. Nu voi pleca de aici până nu până nu vom intra adânc în, în această în aceste declarații. Poftim? Cuvintele lui David arată dragostea autentică, spune cineva. Mulțumesc, mă mai ajută cineva? Ce spunea Abia e adevărat, sigur că era. Fără îndoială era adevărat. Aveau trâmbițele cu ei. Nu era o problemă. Ce lipsește? Ce lipsește? Avem trâmbițele cu noi? Avem leviții cu noi? Punem pâinea pe masa de punere înainte dimineața? aprindem lumina la sfejnic. Sigur, toate astea, nimic nu este să nu fie adevărat. Toate sunt adevărate. Ce lipsește? Frații mei, unde e? Te iubesc din inimă, Doamne tăria mea. Unde e? Unde e? Salmul 144, spre exemplu. Un alt psalm. Versetul 1 și 2. Binecuvântat să fie Domnul, stânca mea, care îmi deprinde mâinile la luptă, degetele la bătălie, binefăcătorul meu, cetățuia mea, turnul meu de scăpare, izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost. Câte atribute mai poți inventa David? Pentru că și psalmul 144 e tot psalmul lui David. Cum îl mai poți descrie pe Dumnezeu în cuvintele cele mai frumoase, cele mai extraordinare? David are o relație personală cu Dumnezeu. El spune la un moment dat și noaptea îmi dă îndemnuri inima. El spune limpede, Domnul este, auziți, binefăcătorul meu, cetatea mea de scăpare, turnul meu de scăpare, izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost. Mai poți, mai poți adăuga? Nici nu știu. Așa vorbește David. Psalmii sunt momentele acelea de maximă relație, personală relație, a unui om cu Dumnezeu. Ăsta este elementul pe care îl aduce David în toată teologia poporului Israel. Nu e vorba că el inventează lucrul acesta. Pentru că și Moise, în momentul în care se apropie de Dumnezeu și spune, vreau să văd. Arată-mi, Doamne, slava Ta, vreau să-ți văd fața Ta, încântarea de final a lui Moise. Moise arată limpede că relația lui cu Dumnezeu este extraordinară. Modul în care Dumnezeu mărturisește despre Moise este extraordinar. Spune că despre Moise, eu cu omul acesta am o relație deosebită. Eu vorbesc cu el cum? față către față ca un om cu prietenul lui spune Dumnezeu treaba asta ca un om cu prietenul lui însă momentul acesta al lui Moise va fi pierdut de momentele de cădere, de apostazie în timpul judecătorilor îl va mai redescoperi Samuel. Îl va descoperi Samuel. Vă duceți aminte de Samuel 15? Este discuția aceea celebră cu Saul, versetul 22. Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jerfele, păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Oh. Ce-i plac Domnului? ce îl încântă pe Dumnezeu. Și Samuel, cu această privire, cu această perspectivă, lansează ceea ce vom găsi pe tot parcursul Vechiului Testament, lansează școlile profetice. În școlile profetice se învăța acest principiu. Domnului îi place mai mult ascultarea decât, decât jertfele. Cuvântul lui Dumnezeu, ascultarea de El, contează mai mult decât grăsimea verbecilor, spune aici. Și iată că în perspectiva profeților, lucrurile se împart în două. Din punct de vedere al valorilor și aici a profeții spun ascultarea este prioritatea lui Dumnezeu. Dacă vrem să plăcem lui Dumnezeu, atunci trebuie să-i plăcem prin ascultare. Nu prin jerfe, nu prin grăsimea vecilor, prin nimic altceva. Aici e marea bătălie între firesc și duhovnicesc. Aici. Și în timp ce există această bătălie între ascultare și jertfe, Auziți-l pe David care spune: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Și unde vă trimite? La ascultare sau la jerve? La ascultare sau la jerve? Sigur că ne trimite la o relație personală cu Dumnezeu în care ascultarea este indicativul prieteniei. Deci dacă ai un prieten și dacă vrei ca toată lumea să știe că este prietenul tău și dacă vrei ca și prietenul tău să știe că ești prieten, atunci primul lucru care se întâmplă este să îi împlinești dorințele. La căsătorie cam așa se întâmplă. Demonstrezi că ești îndrăgostit de o persoană da? prin faptul că îi împlinești toate dorințele și îi spui ce vrei, ți-aduc și luna de pe cer. Da? Și Dumnezeu știe lucrul acesta și vorbește despre faptul că suntem logodiți cu El. Și că în această relație foarte personală, de logodnă cu Dumnezeu, ascultarea este crucială. Dacă vrei să faci o declarație de credință, vorbește despre ascultare. Și aceea va fi declarația de credință. Dacă vrei să faci o declarație de credință și nu vorbești despre ascultare, nu vorbești despre dragoste, nu vorbești despre că el este mai prețios decât orice, tot ce spui în rest este. Și de aia vă voi invita eu să mai citiți odată cu mine ce spune Abia. Da? Haideți să mai citim o odată. Doi cronici. Capitolul. 13. Și acum, după ce am făcut această descriere, spuneți-mi cum vi se pare declarația de credință a lui Abia. Versetul 10. Cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru, noi nu l-am părăsit. Preoții din slujba Domnului sunt fiii lui Aron și leviții stau și își împlinesc slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață, în fiecare seară, arder de tot Domnului, tămâie mirositoare, punem pâinile pentru punerea înaintea Domnului pe masa cea curată, aprindem în fiecare seară sfejnicul de aur cu candelele lui, căci păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru. Dar voi l-ați părăsit. Iată că Dumnezeu și preoții lui sunt cu noi în fruntea noastră și avem și trâmbițele răsunătoare ca să sunăm din ele împotriva voastră copia lui Israel. Cum vi se pare? Fraților, să fie foarte limpede, nu vreau să spun că Abia nu este sincer. Nu. N-am niciun drept să spun că Abia nu este credincios. Nu. Dar am totuși dreptul să spun că e o mare diferență între el și David. E o mare diferență. Și că diferența asta între el și David este, de fapt, abordarea profetică. David este produsul școlii profeților, este produsul școlii lui Samuel. David învață de la Samuel că Domnului îi place mai bine ascultarea decât toate aceste lucruri. De asemenea, nu este vorba că... Cineva n-ar trebui să aprindă sfeșnicul. Că cineva n-ar trebui să pună pâinile pentru punerea înainte. Că cineva n-ar trebui să sune din trâmbițe. Nu este vorba de asta. Nu, nu despre asta este vorba. Toate lucrurile astea trebuie făcute. Dar toate lucrurile astea trebuie să arate un singur lucru. Mai mare decât toate. Care este acela? Iubirea față de Dumnezeu. Dacă pâinile pentru punerea înainte, dacă aprindele a sfejnicului, dacă preoții nu arată iubirea de Dumnezeu, dacă iubirea de Dumnezeu dispare, dacă ascultarea în Spirit dispare, atunci toate aceste forme. Mărturisesc despre o tragedie, atât. Despre o tragedie. Um. În timp ce mă gândeam la această diferență între David și Abia, strănepotul nepotul său, m-am gândit unde s-au schimbat lucrurile, unde a apărut blocajul, unde s-a blocat credința profetică și unde a apărut... Haideți să definim totuși. Cum numim această credință a lui Abia? Cum o numim? Bun, este decadența de la Solomon, corect, dar David are o credință profetică. Întotdeauna relația lui cu Dumnezeu este foarte personală. Abia are și el o credință, vă rog să observați, legată mai mult de ritualuri, mai mult de ce se întâmplă relația personală cam dispare. Cum numiți dumneavoastră această credință fără această nuanță personală? Cum o numiți? Superficială, mulțumesc, altfel. Formală, mulțumesc. Poftim? O putem numi, putem vorbi și despre ipocrizie, sigur că da. Deși la vremea asta abia săracul era sincer. Dar el învățase o Învățați o credință ciudată pe care în Noul Testament o numește Vechiul Legământ. Poate că e complicată treaba asta, dar eu aș vrea să facem de acum legătura cu asta. Orice declarație a credinței, în care lipsește dragostea și ascultarea, este un legământ pe care noi, ca credincioși, îl facem în firea noastră pământească. Nu în firea noastră duhovnicească. În firea pământească putem să ne legăm de Dumnezeu prin acte religioase în firea noastră pământească. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că un astfel de legământ ne face tot pământești, dar niciodată duhovnicești. David este duhovnicesc, este un om spiritual când spune O, oh, Doamne, Te iubesc din suflet! Este un om duhovnicesc. A ajuns la acea relație în care stă de vorbă cu Dumnezeu și îi declară iubirea lui oricând. În timpul priveghiurilor nopții vorbește despre faptul că inima îi bate pentru Dumnezeu. Ăsta este, asta este legământul acela în care se leagă inima mea și inima ta de Dumnezeu și nu se mai pot desface. Dacă nu este legământul acesta... Cel al legământ în care sunt toate lucrurile puse la locul lor, fără ca inima să fie captivă a iubirii față de Dumnezeu, legământul ăsta este vechi și aproape de pieire, spune Pavel. Uneori ne gândim la oamenii ca Abia și spunem, sunt niște perfizi, niște superficiali, gândind că noi nu suntem superficiali. Dar să fim atenți: dacă nu e inima legată de Dumnezeu cu toată puterea, cu toată dragostea atunci suntem exact ca ei. Avem și noi credință. Am învățat despre ea. Din punct de vedere a ceea ce trebuie să facem și ceea ce nu trebuie să facem, le suntem acolo. Dar dacă nu strigi te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, e nimic. Dacă nu spui binefăcătorul meu, izbăvitorul meu, cetățuia mea, scutul meu, Dumnezeu care mă scapă din toate celelalte, dacă nu spui lăudat să fie Domnul, când? Zice acolo, când sunt în fața vrăjmașilor mei, când sunt în criză, când sunt în probleme, să nu te tângui de toate părțile, ci să spui, lăudat să fie Domnul. Și imediat după asta să știi că în lauda aceea se ascunde toată biruința și toată victoria ta. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, nu e credință profetică. e din cealaltă. E legământul firii mele pământești, care vrea să facă voia lui Dumnezeu, care vrea cu tot din adinsul să intre în cer, dar care nu va putea niciodată să iubească pe Dumnezeu. Nu va putea niciodată să-i placă și să găsească plăcere în cer. Nu va putea să-i placă vreodată viața nouă. Nu va dori vreodată nașterea din nou. Nu va, nu va apela niciodată la pocăință. Toate lucrurile acestea vor fi neștiute de mine. În timp ce eu voi pune pâinile pe masa curată, voi face toate lucrurile celelalte foarte bine. Vom rămâne asupra acestor lucruri și altădată. Dați-mi voie să fac un pas mai departe. Deci încă o dată, cine a schimbat lucrurile? David este credință profetică, Abia este o credință al legământului firesc, a firii, a vechiului legământ. Cum de s-a ajuns aici? fraților, blocajul, schimbarea macazul s-a întâmplat pe vremea lui Solomon. Acolo s-a schimbat tot. Din cauza lui Solomon, lecția lui David sau credința profetică a lui David n-a putut să treacă mai departe. Acolo Satan a creat un zid atât de puternic, atât de extraordinar, încât toată credința lui David, frumoasă nobil, extraordinar, model pentru toate generațiile de acum încolo. Toată credința aceasta s-a izbit de de zidul acesta și n-a putut să treacă. De ce? Am încercat să schițez puțin care sunt problemele vieții lui Solomon, problemele credinței lui și am descoperit trei puncte. Punctul numărul 1 Nu a păstrat spiritul jerfirii de sine. Dumnezeu s-a bazat pe poporul său că poporul său va jertfi. Așa a vrut Dumnezeu ca poporul său să jertfească pentru cine? Pentru el. Spre exemplu, tabernacolul, temp sau cortul din pustie, când a fost făcut, Dumnezeu a cerut poporului, dați! Pentru Dumnezeu, pentru mine, dați! Acum, ce se întâmplă? Tocmai ieșiseră din pustie, iertați din, din Egipt. Fuseseră robi, de trei luni de zile, puseseră și ei mâna pe mai multe bogății. Din ce cauză? Că îi jefuiseră pe egipteni Și egiptenii le dăduseră tot ceea ce ei crezuseră că pot să le dea. De trei luni de zile, erau puțin mai bogați. Și Dumnezeu, în condițiile astea, le spune, dăruiți. Păi, cum să spun? În momentul ăla, este... Uh, legătura cea mai puternică între aurul pe care îl ai și între viața ta. De trei luni de zile aveai și tu un pumn de aur, un pumn de argint și începuse să-și faci planuri. Ce o să faci cu aurul? Ce o să faci cu argintul? Ce o să faci cu obiectele astea? Mai aveai câteva pietre prețioase în casă, pe undeva, ascunse în cort. Și dintr-o dată Dumnezeu spune, hai, aduceți aici. Tocmai acum când când vrei să, vrei să -ți schimbi viața, tocmai acum când vrei să nu mai fii sărac și tocmai acum când vrei să devii bogat și să faci planuri cum ar fi să fii bogat, tocmai acum Dumnezeu îți spune, dă -mi mie. Și poporul a dat. Și foarte interesant este că Dumnezeu spune, a dat cu bună voie și cu tragere de inimă. Și n-au fost primite decât darurile acelea care au fost date de bunăvoie. Și Dumnezeu a făcut un tabernacol în funcție de darurile date de bunăvoie. Era aur din belșug, se făcea cu aur din belșug. Era aur mai puțin, se făcea cu aurul care era. Era totul în funcție de ce oferea poporul. Lecția profetică este asta. Întotdeauna. Dumnezeu se bazează pe ceea ce poporul său dă din, ziceți acum dumneavoastră, din dragoste. Dă din dragoste. Și ceea ce dăm noi măsoară dragostea. Că altfel, dacă spui te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea și nu dai nimic, spuneți-mi cât valorează dragostea. Nu, n-am nicio problemă, n-am de gând să vă punem să facem colectă. Acum, în seara asta chiar nu o să facem colectă. Dar gândiți-vă la lucrul ăsta. Dacă iubești, îți iubești soția, îți iubești copiii și îi spui că îi iubești din inimă și dacă nu reușești să le dai nimic sau să le dai cu zgârcenie sau să le dai în așa fel încât să-ți rămână ție, Ce măsoară dăruirea? Ce măsoară? Ei bine, Spiritul Profetic ne învață că Dumnezeu pe o asemenea declarație de credință își bazează împărăția sa. A vrut să facă Templu în același fel. David a fost acela care a cerut din partea poporului ca tot să dea cu. Inima largă. Uh, îmi place formula asta, tragere de inimă, adică să te tragă inima să dai, nu să te tragă inima să nu dai. Când te trage inima să nu dai, te trage înapoi, uh, o duci tu înainte, dar merge așa, împotrivă. Dar când te trage inima să dai, când nu te lasă inima să nu dai, este extraordinar. Vă dați seama... Vă dați seama de caracterul oamenilor cu tragere de inima, care îi trage inima să dea, ce fel de caracter au? Comparați caracterul acesta ipotetic cu caracterul nostru când descoperim că inima ne trage înapoi. Mai bine să nu dau decât să dau. Pe fondul acesta, la construirea tabernacolului, în Exodul 35, de la 30 la 35, ni se spune că Dumnezeu a lucrat împreună cu poporul. Și acolo Dumnezeu face cunoștință poporului cu geniile artistice din mijlocul lor. Și spune, fiți atenți, aveți în mijlocul vostru doi artiști geniali pe care voi nu-i știți. Se numesc, cum se numeau? Bețalael și Oholiab. Aveți doi. Duhul meu este peste, peste ei. Și datorită Duhului Sfânt, acești oameni au devenit geniile capodoperei care s-a numit Tabernacolul din pustie. Întotdeauna când poporul iubește, întotdeauna când poporul creează o relație personală cu Dumnezeu, de fiecare dată Duhul Sfânt vine și transformă oameni. Îi schimbă. Dacă nu există această relație de dragoste, acest spirit de sacrificiu, care să măsoare iubirea noastră, Duhul Sfânt e ținut departe datorită inimilor care sunt blocate. Când inimile se deschid, Duhul Sfânt coboară. Pe vremea lui David, David a, fost, David a fost unul dintre cei care a sacrificat printre primii. În timp ce tot poporul sacrifica, în timp ce tot poporul învăța iubirea, Dumnezeu a făcut ca în poporul lui Israel să apară viteji. Mie îmi place lucrul ăsta extrem de mult. În timpul niciunui alt rege nu a fost o asemenea invazie de viteji ca pe vremea lui David. Au apărut așa, ca ciupercile după ploaie. Și când te uiți și vezi de ce au apărut, descoperi secretul. Și anume, Duhul Sfânt transforma poporul lui Dumnezeu într-un popor de viteji. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. De la început până la sfârșit. La trei luni, la trei luni după ieșirea din Egipt, Dumnezeu deja își anunță, își anunță geniile. Veți la el? Da? La el este pus peste întreaga lucrare. Oholiab este de asemenea, împreună cu el. Se termină temp tabernacolul, lucrarea este perfectă. Moise vede că seamănă exact cu ceea ce i s-a arătat pe munte. Vreau să vă întreb. Ce s-a întâmplat cu darurile Duhului Sfânt din acești oameni? Ei au devenit genii. Din punct de vedere al îndemânării, din punct de vedere al măestriei artistice, etc. S-a terminat lucrarea. Vă mă rog să vă întreb, și-a luat Duhul Sfânt darurile înapoi? Că eu așa m-aș aștepta. Ți-am dat darul pentru lucrarea asta și gata. A făcut, a făcut Duhul Sfânt așa? Mulțumesc. Foarte interesant lucrul acesta. Ei au dezvoltat, la rândul lor, urmași geniali. Copiii lor au păstrat aceste, eu știu, virtuți artistice, aceste daruri. Le-au păstrat. Pentru ce? Ei trebuiau să îmbogățească acest popor. Poporul ăsta nu trebuia să fie doar un popor al unei credințe mecanice. Ei trebuiau să aibă oameni geniali în mijlocul lor, care să, care să producă frumos, să producă bine, să producă excelență în mijlocul acestui popor, pentru ca poporul acesta să fie lumina lumii. Și generație după generație. S-au născut și s-au -au dezvoltat ființe geniale în mijlocul acestui popor. Întrebare. În momentul în care Solomon vrea să construiască templu, el caută oameni geniali. Spuneți-mi de ce Solomon găsește oameni geniali în tir și nu în poporul Israel. Pentru că el va trimite după astfel de artiști la prinsul tirului și acesta îi va da pe Huramabi. Și acest Huramabi a fost pus ca șef peste toate lucrurile la templu. Întrebarea mea este, de ce nu găsește în poporul lui Dumnezeu artiști? Sau în cu neamurile, o idee, mulțumesc. De ce nu găsește în poporul lui Dumnezeu acești oameni geniali? Pentru că Dumnezeu îi dăruise deja poporului. Ar fi trebuit să fie acolo. Ce caută în tir? Pentru că, încă o dată, acest, acest Huram Abi are ca mamă o Danită, iar tata este tirian, este din tir. Dar el este urmașul lui Oholiab. Și Solomon nu-l găsește în Israel. Îl găsește unde? În tir. Ce caută în tir? Istoria ne învață. Ne învață că datorită goanei după câștig acești urmași geniali ai lui Oholiab și Bețala el au cerut din ce în ce salarii mai mari. Pentru o vreme au putut să primească această recompensă mai mari, dar după ce au observat că păgânii plătesc mai bine, au plecat din poporul lui Dumnezeu și s-au dus Acolo unde li se plătea mai mult. Se numește mercantilism. Se numește goana după câștig. Una dintre cauzele fundamentale de decădere. Poporul a învățat. Să dorească să trăiască în belșug, în lux și să câștige cât se poate de mult. În momentul în care Solomon îl pune pe Huram Abi, acest om venit din Tir, îl pune șef de șantier și îl pune să conducă toate lucrările, acesta cere un salariu exorbitant. Solomonul plătește, numai că el lucrează împreună cu alții din Israel. Când aceștia din Israel văd cum se plătește, de fapt, la alte nivele, cu timpul vor cere și ei salarii mai mari. Și după o vreme, costul templului va fi așa de împovorător pentru popor, încât tot poporul a considerat... Templul ca fiind o povară, nu ca fiind o sărbătoare. În In intenția lui Dumnezeu era ca Templul să fi fost prinosul, să fi fost sărbătoarea poporului, poporul să dea de bunăvoie, cu tragere de inimă, și așa să apară Templul aproape, fără să fie o povară. Datorită acestei tendințe spre mercantil, spre ban și spre câștig, templul și-a schimbat dimensiunea și a devenit povara poporului. În loc să-L descopere pe Dumnezeu, a descoperit viciul uman, egoismul uman. Știți cum se va numi mai departe templul acesta? Primul motiv al prăbușirii și al înălțării zidului aceluia care a blocat spiritul profetic și școlile profetice, a blocat, a blocat spiritul lui David. Primul a fost pierderea spiritului jertfirii de sine. Al doilea este însă, continui cu întrebarea, cum s-a numit templul de acum înainte? Cum îl știți dumneavoastră? Templul lui Solomon. Există o observație extraordinară pe care o face Cartea Profecii Regi la pagina 48. Solomon le-a îngăduit oamenilor să vorbească despre el ca despre unul vrednic de laudă. A fost una dintre greșelile care se adaugă la spiritul sau la pierderea spiritului jertfirii de sine. La ea le-a îngăduit oamenilor să-L laude. În mod normal, Solomon ar fi trebuit să nu le dea voie să-L laude. Tot acolo la pagina 48 se spune pe culmea mărăției sale Solomon a amețit și a pierdut echilibru și s-a prăbușit. Din cauza că a luat slava lui Dumnezeu și și-a atribuit-o Este punctul 2. Și punctul 3, extrem de important. Coruperea misiunii. Ați mi voie să vă citesc din Cartea Profecii Regi, pagina 50. Și cu asta voi încheia. În zilele lui Solomon, în părăția lui Israel, se întindea de la Hamat, în nord, până la Egipt, în sud, de la Marea Mediterană până la fluviul Eufrat. Imens teritoriu. Aici se încrucișau multe drumuri comerciale, iar caravanele din țări îndepărtate treceau continuu într-o parte și alta. Astfel lui Solomon și poporului Lis s-au oferit ocazia să descopere oamenilor din toate națiunile Caracterul lui Dumnezeu. Treceau pe aici drumurile din trei continente. Sud era Africa. Răsărit era Asia. Nord era Europa. Acolo. Și pentru că treceau oamenii pe acolo, iată ce a făcut Solomon. Solomon a căutat să-și întărească poziția politică. Faceți diferența între misiune și poziție politică. Clădind cetăți întărite la vadurile comerciale, spiritul lui de câștig e aici. La vadurile comerciale a pus vămi ca să câștige. Înțelept, nu? Înțelept. A rezidit Ghezerul, aproape de Iope, așezat de-a lungul căii dintre Egipt și Siria. Bethoronul l-a pus de Ierusalim, controla trecerea pe drumul care ducea din inima iudeii la Gezer și la țărmul mării. Meghido așezat pe drumul caravanelor de la Damasc la Egipt și din Ierusalim către miază noapte, precum și Tadmorul din pustie de-a lungul căii caravanelor de răsărit. Toate aceste cetăți au fost puternic întărite. Văm. a câștigat. ar fi trebuit, misiunea lui era asta, ar fi trebuit să organizeze și să îndrume o mare mișcare pentru iluminarea oamenilor care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Asta ar fi trebuit să facă. Să organizeze și să producă o mișcare extraordinar de puternică pentru Dumnezeu. În loc să facă asta, a făcut vămi, a câștigat bani, Și tot spiritul lui David s-a blocat aici. Tot spiritul profetic s-a oprit în locul ăsta. Abia este rezultatul unei religii fără inimă. Unei religii care îl pierduse. Pe Iisus Hristos și dragostea Lui. Frații mei, este doar o introducere. Dacă vrem să avem un moment de Nou Testament, aș vrea doar să vă spun atât. Domnul Isus Hristos și-a plasat misiunea sa la Capernaum. Capernaumul era de asemenea pe un drum comercial foarte puternic. Mărturiile Spiritului Profetic vorbesc despre faptul că Domnul Isus Hristos stătea acolo și vorbea cu toate mulțimile care treceau în sus și în jos pe drumul acela comercial. Pentru Isus nu era un drum comercial, era un drum al Evangheliei. Mă opresc aici. De fiecare dată, fiecare dintre noi, facem diferența între misiunea lui Dumnezeu, ce am putea să fim, și modul în care noi înțelegem această experiență. Vă invit în seara asta să începem să gândim la credința profetică care îl face pe Iisus Hristos vrednic de iubit. Vrednic de câștigat. Vrednic să fie Domnul și Mântuitorul nostru. Amin. Rămânem, Părinte, în lumina cuvântului Tău, în dorința ca legământul personal al fiecăruia dintre noi să fie un legământ nou, plin de dragoste pentru Tine. Prinde dorința de a-ți sluji dincolo de interesele noastre, dincolo de egoismul nostru. Ajută-ne, Părinte, să ne măsurăm iubirea prin sacrificiul pe care îl facem pentru tine, prin misiunea pe care ne-ai dat-o să o împlinim, prin dorința și zelul de a ne pune la dispoziția ta, fă din fiecare dintre noi oameni care să te iubească cu toată ființa, să ridice în viața lor stâlpi de aducere a minte a bunătății tale. Și să facă din viața lor demonstrația faptului că ești binefăcătorul, cetatea noastră de scăpare, turnul nostru de scăpare, scutul nostru și cel pe care îl iubește cu toată inima ființa noastră. În numele Mântuitorului, fă această transformare în viețile tuturor celor ce suntem prezenți și dorim să învățăm de la tine. Amin!